Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Amara Media, o ediție mai specială astăzi cu două invitate speciale. Președintele ALDE Maramureș, doamna Cornelia Negruț, este în studioul nostru, alături de președinta Organizației de Femei a Partidului ALDE Maramureș, Ana Maria Nodi. Vă spun bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine. Recent întoarse de la o întâlnire tot mai specială, dedicată femeilor din Partidul ALDE Maramureș, o întâlnire pe tema cariera politică a femeii ALDE, care are în prim plan organizațiile și activitatea organizațiilor de femei a Partidului ALDE Maramureș. Să ne spuneți pentru început, doamna Negruț, câteva cuvinte despre această întâlnire, mai ales că sunteți și vicepreședinte la nivel național. Da. A fost un simpozion, de fapt, organizat de doamna europarlamentară Renate Weber și cu contribuția Parlamentului European. Ziua de, deci a fost pe perioada 16-18 la Poiana Brașov, într-o locație foarte frumoasă, hotelul Aurelius, care a întrunit un număr de 150 de femei din cadrul partidului ALDE. Fiecare a avut reprezentativitate de două femei, președinte normal de la județ și președintele de la municipiu, dar la noi, fiindcă eu sunt vicepreședinte la nivel național, trebuia să iau președinta de județ, respectiv pe doamna Ana Maria. A fost o întâlnire foarte, eu zic, pentru mine, care sunt obișnuită cu astfel de întâlniri, la nivel, să spunem, de Europarlament, pentru că s-au discutat problemele care există și la nivelul Parlamentului European despre egalitatea în șanse, nu numai în ceea ce privește țara noastră, ci și ceea ce reprezintă astăzi Parlamentul European. S-a vorbit și despre violența politică, un proiect pe care Parlamentul European încearcă să îl definitiveze. Este un proiect la care se lucrează, de câte mi-aduc eu aminte, ca urmare a participării la Forumul Global al Femeilor Parlamentari la Mexic. Vicepreședinta Parlamentului European ne spunea la vremea respectivă că era doar în faza de draft. El va trebui să fie definitivat, pentru că aici vorbim despre o violență politică împotriva femeilor, fapt care duce probabil și la o reprezentare a femeilor mai mică, atât în Parlament cât și la European, cât și la nivelul și în Parlamentul României, cât și la nivelul partidelor politice. Pentru că, ca să fiu mai explicită, această violență politică înseamnă atât violența psihică, cât și violența fizică. Și trebuie să ne amintim că imediat se apropie ziua de 25 noiembrie, ziua luptei împotriva violenței domestice. Nu-mi place acest termen și am mai spus-o de foarte multe ori și am spus-o și la nivelul Camerei Deputaților, de violență domestică, pentru că tradus la noi în țara noastră, nu cred că e nimic domestic să-ți maltratezi o soție sau să-ți chinjuiești un copil. Poate termenul ar fi fost mult mai frumos, domestic, știm că în engleză înseamnă intern, să-l traducem nu chiar motamo și să spunem un fel de violență internă. Doamna Ana Maria Nodi, o întâlnire în care s-a vorbit despre cariera politică a femeii ALDE, concret organizația de la Maramureș, ce aport a avut la această întâlnire și ce a însemnat participarea la un astfel de simpozion? Pe lângă aspectul politic, acest simpozion a avut și un profund aspect uman. Pentru că pe lângă punctele politice și aspirațiile femeilor din ALDE, au fost punctate anumite probleme, de exemplu, femeia în societate, principiile morale și valorile sociale pe care le reprezintă femeia. Aici a fost o prelegere mai mult de dezvoltare personală în raportul femeie-societate, prezentată de doamna lector universitar Alina Ceuță de la Universitatea din București și de către lectorul Ionela Covaci. Aportul Maramureșului
în ceea ce mă reprezintă, a fost printr-o discuție deschisă avută între doamna Weber și formațiunile de pe județe ale femeilor. Ai putut lua cuvântul, ai putut discuta în mod direct problemele ce ți apar în societate în momentul în care îți asumi politicul. Pentru că și eu, ca și foarte multe doamne de la acea conferință, am intrat proaspăt în zona politică. Eu am 2 ani jumate de când am semnat adeziunea și particip fructos, sper eu, în mod direct, dar asta nu înseamnă ca fiecare dintre noi nu am întâmpinat o problemă în societate, pentru că recunoaștem, trăim niște vremuri în care societatea civilă, societatea în genere, începe să aibă o anumită reticență față de clasa politică. Dar ideal este, și asta a fost acesta a fost un subiect de dezbatere, asumarea acestui lucru, dar într-un mod extrem de elegant, pentru că nu se mai merge cu heirupul ca altădată. Societatea s-a schimbat, a devenit destul de sensibilă la acest subiect și acum, ca să-i readucem pe... să-i conștientizăm că oricând și la orice oră într-o societate democrată este nevoie de politic. Altfel nu te poți auzi, altfel nu poți să ai europarlamentar ca să îți poți spune cuvântul tu ca țară, ca cetățean, din aproape în aproape. Și de aceea frumusețea evenimentului a constat inclusiv într-o atitudine extrem de umană pe care am descoperit-o la doamna europarlamentar Renate Weber. Pe lângă faptul că ne-a prezentat tendințele mai de culise spre care tinde Parlamentul Europei, a prezentat și din perspectiva femei europarlamentar. Ce înseamnă să fii femeie în Parlamentul European? Cu cât trebuie să dovedești mai mult ca femeie în raport cu un bărbat? Deci vorbim de o societate deschisă, de o societate teoretică cu șanse egale, dar este o diferență inclusiv în DEX între drept și șansă. Iar problema este șansa să ajungi, să ai șansa să ai dreptul. Putem vorbi de egalitate de șanse astăzi în politic, având în vedere că este un domeniu în care bărbații dețin monopolul sau poate încep să piardă acest statut al lor? Deci, în prezent, femeile reprezintă 52% din populația României, nu trebuie să uităm acest lucru. Nu putem vorbi încă chiar de egalitate de șanse, atât timp cât la nivelul Parlamentului European cifrele sunt de genul 66,5 la 33,5. La noi, de exemplu, cifrele arată un procent între 13-15% pentru femei, este procentul diferit de la Cameră la Senat. Dar ne luptăm și aici trebuie să amintesc, pentru că și am întrebat-o și pe doamna Grațiela Gavrilescu, președinta noastră, și pe Renate Weber, pentru că eu știam de susținerea la nivelul Parlamentului European a unui procent în ceea ce reprezintă femeile pe scena politică, atât în parlamentele naționale cât și în Parlamentul European. Un procent care media la nivelul Europei se află undeva la 24%. Noi am făcut pe vremea și când eram deputat, împreună cu celelalte colege, indiferent de culoarea politică, că erau de la PDL, și aici o amintesc pe Andreea Paul, care chiar că s-a luptat pentru aceste proiecte, ea a fost și inițiatorul acestor proiecte, de reprezentare a femeilor într-un procent de 30%, atât pentru alegerile locale, cât și pentru alegerile parlamentare. Și mi-aduc aminte că într-o tabără tot așa, OFLD, de acum 3 ani, am încercat să susțin, pentru că domnul președinte ne-a întrebat ce proiecte mai avem, fiind ultima 100 de metri, și am spus că mai sunt 2 proiecte care reprezintă procentul de reprezentare a femeilor, și a zis că nu sunt proiecte chiar atât de importante și că ce câștigăm noi prin acest lucru. Și am spus, domnul președinte, câștigăm pentru că legea spune
De regulă, partidele politice primesc un procent de 0,04% aferent veniturilor care le sunt alocate din bugetul național. Și acel procent se mărește cu fiecare reprezentant feminin care apare pe o listă eligibilă atât la locale cât și la parlamentare. Cred că la data respectivă știți că liberalii întotdeauna au fost mai misogini. Ei nu au marșat pe prezența femeii în politică, spre osebire de PSD, de PDL, care întotdeauna au pus femeia pe primul plan pe scena politică. Și a văzut după finalizarea alegerilor parlamentare că de fapt ALDE a primit cel mai mic procent de la buget, undeva la 11%, tocmai datorită acestui fapt că pe listele eligibile cel mai puțin au fost femeile. Dar noi mergem în continuare, luptăm pentru această egalitate. La început se vorbea de egalitatea, am schimbat termenul de sex cu gen și este foarte, foarte bine. Și chiar avem o agenție la nivel național înființată din 2005 privind egalitatea între bărbați și femei. Sunt de acord că nu le place bărbaților și a fost foarte drăguț și această întâlnire, pentru că nu prea erau bărbați. Doar la sfârșitul zilei de sâmbătă a venit domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu și secretarul general Daniel Chițoiu. Dar, într-adevăr, în discursul lor s-a văzut că se dorește întărirea organizației de femei și alături de aceasta și întărirea organizației de tinere. Și pentru prima dată când am auzit la o ședință de birou executiv înființarea organizațiilor de pensionari, care nu prea au existat de asemenea la ALDE. Existau, dar nu se punea accentul foarte, foarte mare. Cred că s-a ajuns la concluzia că, de fapt, pensionarii reprezintă o masă de votanți foarte bine organizată și care doresc să meargă să-și manifeste votul. Dar există o dorință de implicare în politică din partea femeilor, din ce ați constatat? Să știți că există. La un moment dat chiar îi spuneam domnului președinte Tăriceanu că cred că mi-ar fi mai ușor să fac un partid al femeilor decât un partid al bărbaților. Și acum dumneavoastră care cunoașteți și situația din ALDE Maramureș, ați văzut că femeile nu prea trădează. E adevărat că întotdeauna când este să fie atacat sau ca și femeie în calitate de președinte, cum sunt și eu, pentru un bărbat este mai greu să accepte sarcinile din partea unei femei sau să accepte să fie criticat. Noi suntem ca și formațiune politică, dacă pornim de la președintele nostru, și pretențiile noastre sunt un pic, să zic, mai severe, mai mari față de alte formațiuni, mă refer la formațiunile mai mici. PSD-ul de asemenea este un partid care întotdeauna și-a impus oameni de valoare și chiar președintele nostru la acest simpozion vorbea despre imposibilitatea de a termina o facultate și de a veni cu dorința să fii secretar de stat sau chiar ministru. Deci să punem întotdeauna și să ne gândim, pentru că imediat deja trebuie să ne pregătim pentru alegerile locale, să ne gândim la oameni cu carieră profesională și care au făcut ceva într-o perioadă de cel puțin 5-10 ani. Deci, într-adevăr, trebuie să ne gândim și la tineri, dar eu zic că și cel care are 30-35 de ani se consideră tot tânăr. Și putem să-l punem pe liste, dar trebuie să ne uităm la ceea ce a făcut persoana respectivă. Doamna Noți, care este structura organizației de femei de la Maramureș și ce mai trebuie consolidat la ea? Problemele, așa zisele probleme ale organizației de femei se suprapun cu cele ale organizației Maramureș-ALDE. Încă nu am terminat alegerile pe întregul teritoriu al Maramureșului, iar organizația de femei pe teritoriu se construiește în paralel cu cea a organizației ALDE Maramureș. Deci mai avem
pe listă câteva localități în care trebuie să facem alegerile. Unde sunt făcute? Deja avem președinte pe femeie pe localități, sunt validate, sunt trimise la București, deci se construiește. Oricum să nu uităm, ALDE este un partid nou, că este format, are în structură și oameni de la, prin scinderea vechilor formațiuni, dar în general vorbind, ALDE este un partid nou și se construiește și prin oameni noi, nu doar prin migrație de la un alt partid către noi, ci și prin a contacta și a crește numărul de membri prin oameni noi veniți din societatea civilă, ceea ce este foarte bine și unde din nou vom pune accentul în a promova oamenii, în primul rând pe un CV care îl recomandă, adică să fi făcut ceva în cariera sa profesională. Pentru că atunci nu avem probleme cu vorbirea articulată, cu prezentarea problemelor, cu transferul de imagine și de substrat politic. Deci omul poate să se exprime, poate să spună și a dovedit deja ceva în viață. Asta este foarte important. Doamna Negruț, ca și femeie, este greu să coordonezi o organizație politică? Nu este ușor. Acum, dumneavoastră știți că nu fac politică de ieri. Nu mi-a fost ușor nici când am fost în Partidul Conservator să construiesc. Am ajutat într-un fel și Partidul Liberal Reformator până în momentul în care s-a făcut fuziunea și s-a înființat ALDE. Astăzi, în primul rând, este foarte greu să construiești. Dar ce am apreciat în ultima perioadă sunt oameni care doresc să se întâlnească, să discute, să facă organizații și chiar în aceste zile vom definitiva organizații unde mi-a fost la început greu să pătrund, la Moisei, la Repedea, la Viseu de Sus, la Borșa, unde chiar am avut întâlniri cu oameni de valoare care au venit și dânsii au venit spre mine prin intermediul unor persoane care m-au cunoscut și a spus: da, Negruț, eu știu că aveți poate un sâmbure de organizație în acele localități, dar vă promit că vă fac organizație serioasă. Mi-am adus aminte acum când vorbea Ana despre un citat pe care directorul Institutului de Studii Liberale, pentru că acest simpozion a fost coordonat și cu acțiunea lor și cu reprezentanța lor, despre un citat al Margaretei Thatcher, care spunea că în politică, dacă vrei să se spună lucruri, apelează la un bărbat. Dacă vrei să se facă lucruri, apelează la o femeie. Mi-a plăcut foarte frumos și întotdeauna Cristi, chiar și în tabăra de la Mamaia din septembrie, a venit întotdeauna cu prezentarea unui om politic, a unei femei politice și mereu a dat exemplu doamnei Margaret Thatcher. Și știți că și eu am zis întotdeauna și le-am zis-o și colegilor de la întâlnirea de la Poiana Brașov, nu este ușor în politică pentru o femeie, referitor și la ce m-ați întrebat, dar eu consider că trebuie să fim așa un fel de femei de fier și care din când în când trebuie să ne arătăm și partea sensibilă. Era așa o imagine cu o piatră și cu o pană și chiar ne întreba unul dintre profesorii cursului ce înțelegem când vedem pana și ce înțelegem când vedem piatra. Și atunci am continuat cu ideea că din când în când să ne mai punem și mănușile de catifia. Ce v-a făcut să rămâneți în politică, totuși, după atâția ani? Mi-a plăcut să fac politică. În momentul când am ajuns și deputat, ajungi în faza în care faci numai politică, deci nu mai poți să faci și altceva. Mi-a plăcut să ajut oamenii, mi-a plăcut să-i ascult. Și cred că am avut și această putere de convingere, pentru că în perioada cât am fost deputat am avut multe proiecte pe partea aceasta în a sprijini femeile, fie că ne-am referit la femeia în politic, la femeia în familie sau femeia în mediul de afaceri. Și aici, împreună cu Organizația de Femei, împreună cu Ana, chiar și în această perioadă vom avea niște activități organizate de OFLD,
Cerem și sprijinul tineretului pentru că vrem să-i implicăm într-un fel în acțiunile noastre ale organizației Baia Mare, unde de asemenea am o femeie ca președintă pe doamna Mărieșleș Gabriela. Eu cred că este ușor să lucrez cu femeile, este un pic mai dificil cu bărbații, dar politica este încă deținută de partea masculină. Iar ceea ce îmi place foarte mult, chiar dacă ei spun că ei conduc în politică, apreciază întotdeauna că femeia este mult mai bine organizată, că majoritatea proiectelor, mai ales cele care vin pe parte socială, sunt susținute și aparțin sexului feminin. Mai era aici, tot așa, mi se pare că doamna Weber a dat un citat că a lui Madeleine Albright: există un loc special în iad pentru femeile care nu ajută alte femei.